Bună ziua din nou și shalom de pe Munții Nazaretului, care, după cum observați, sunt plini de verdeață. După 3 săptămâni abundente de ploaie, ploaie non-stop, aproape în fiecare zi, timp în care Marea Galilei a crescut cu mai mult de 30 de centimetri, ceea ce e o binecuvântare foarte mare pentru noi, atât Marea Moartă cât și râurile din Israel au început să revină la viață. De aici vreau să vă spun că am terminat cu succes primul nostru proiect pilot de voluntariat. O să urmeze în acest episod câteva secvențe, câteva poze, dar o să fie un alt episod sau chiar două cu ceea ce s-a întâmplat în proiectul pilot. Dacă Dumnezeu îngăduie, îl programăm și pe următorul, stați aproape de noi. Însă, având în vedere că e liniște și că e pace în zonele turistice și în zonele unde ne aflăm și unde am fost cu cei 6 voluntari, am vrea să vă invităm să veniți în Israel. Probabil că mulți ați văzut filmările noastre și ați văzut invitațiile noastre pe Facebook. Pregătim acum pelerinaje în luna martie, 5-10 martie sau 25-30 martie, perioada cea mai frumoasă din timpul anului, când sunt flori, când este verdeață, când temperatura este ca acum undeva la 18-19 grade și nu sunt șanse foarte mari de ploaie, așa că vă așteptăm să venim. Intrați pe site-ul nostru www.elniflatours.com sau pe WhatsApp 00972545430539. Scrieți-ne ideile dumneavoastră, intrați, faceți-vă înscrierea sau întrebați pentru orice detalii. Vă așteptăm cu drag și nu uitați să urmăriți până la capăt filmulețul cu privire la voluntariatul care a avut loc aici în Țara Sfântă. De aici, de pe Munții Nazaretului, Daniel Stanger, știri directe de la sursă din Israel.